Atât turiștii cât și localnicii au luat cu asalt lacurile Ocna Sibiului în weekendul acesta. Peste 200 de persoane au ales să-și petreacă zilele libere pe malul apelor din Sibiu. Administratorii nici nu au apucat să finalizeze toate renovările, dar cu toate acestea au permis vizitatorilor să facă baie în apa sărată și să se bucure de împachetările cu nămol. Cred că deja au intrat peste 200 de persoane. Ne bucură foarte mult faptul că am avut și parte de soare, pentru că zilele trecute au fost ploi, dar se pare că weekendul a venit cu vremea bună. Vremea a ținut cu turiștii care au ales să-și petreacă acest weekend pe malul lacurilor Ocna Sibiului. Cu mic, cu mare, toată lumea s-a bucurat de soare, de nămol și de apa caldă. Apa e foarte bună. Aia e caldă. Acceptabil, nu chiar cald. 25 de grade. Era relaxantă. Nu e aglomerat încă, e foarte bine. Administratorii complexului nu au apucat încă să pună la punct toate renovările și nici nu au reușit să finalizeze toate îmbunătățirile pentru acest sezon, dar asta nu a împiedicat turiștii să facă baie în apa sărată. Mulți dintre ei au ales să vină înainte de deschiderea oficială de sezon ca să se poată bucura nu numai de beneficiile naturale, dar și de liniște. Plăcut, frumos, deocamdată, după atâta pandemie și așa, am simțit nevoie. Să ieșim. E super ok. Pentru început, de inaugurare, e super. E liniște, e frumos, suntem de aici, din oraș. Ceva mai frumos la noi nu există. Până la începutul lunii iunie, administratorii și-au propus să termine renovările ca să poată primi pe toată lumea cum se cuvine. Partea de piscina copiilor este recondiționată total. Zona din jurul ei, am creat niște alei noi în partea respectivă, am mai adus niște baldachine, o zonă nouă de umbră.